Peste 30 ani perpetuată cu impresii clare și pe dânsul. Dacă privesc așa retrospectiv, cariera care mi-am ales-o, mi-a plăcut să o fac, chiar sunt fericit că, și dacă ar fi să mai aleg din nou, să mai fiu tânăr, cred că tot aceeași meserie mi-aș alege, e cea mai frumoasă meserie, după părerea mea. Bine, sunt subiectiv, asta am făcut-o, asta știu să fac și sper că colegii, lumea, să considere că am făcut-o totuși bine. Cât timp ați lucrat la Isold? Păi, în 79 am terminat școala militară și în 79 am fost repartizat în grupul de pompieri, așa se numea, pe vremea aceea, grupul de pompieri World. Cu mici excepții, continuarea studiilor la Academia Militară în anii 80-83-86, o perioadă după Academie repartizat la grupul de pompieri Vâlcea, o altă perioadă la grupul de pompieri Cluj, cealaltă parte, cea mai mare parte a carierei în această frumoasă meserie, mi-am petrecut-o în județul Olt, de unde, de fapt, mă și trag, pentru că aici m-am născut. Ați fost mai întâi pompier, ați mers la incendii, la fel și fel de evenimente și apoi ați trecut la cârma instituției, ca să spunem așa. Da, am început de jos, ca tânăr locotenent, comandă pluton, comandă subunitate de companie. Normal, era meseria mea și asta făceam, să merg la intervenții de toate felurile și incendiile pe primul plan. Vorbiți-ne care a fost cel mai dificil moment și cel mai bucuros totodată pe care l-ați avut la ISU. Cele mai dificile sunt atunci când nu reușești să salvezi o viață și au fost câteva și momente de genul ăsta și te marchează. Iar cele mai fericite sunt atunci când lumea te apreciază pentru ceea ce faci. Și iar un moment dificil este cel de astăzi. Ce vă propuneți să faceți mai departe? Păi, la 55 de ani, mulțumesc, așa cum orice militar, asta este sfârșitul de carieră la 55 de ani, nu mi se pare totuși că, și nu mă simt că aș fi bătrân. Probabil că o să colaborez în continuare cu tot specialitatea mea. Ați spus, vă veți implica și într-o activitate civilă, pentru că dumneavoastră sunteți militară, nu vă veți opri așa oricum, din mersul ăsta 24 din 24? Păi da, bănuiesc că în momentul în care o să fiu solicitat să colaborez într-o problemă pe meseria mea, da, dar într-o activitate civilă. O să fac la ce mă plice mai bine, adică ce am făcut și până acum.